Suporterii slătineni au mare încredere în fetele de la CSM Slatina. Mâine, de la ora 11, în sala de sport a LPS, gruparea coordonată de Victorina Bora va disputa ultimul meci susținut acasă din acest sezon al Ligii Florilor. HC Dunărea Brăila, echipă pe care Slatina a învins-o în turul campionatului, este adversara din această etapă. Simpatizanții echipei CSM Slatina speră ca handbalistele să obțină victoria. Ce așteptări să avem? Decât nu se acceptă decât victoria. Atât, pentru că e un meci foarte important, care trebuie câștigat ca să nu mai avem probleme. Eu sunt sigur că fetele vor face un meci foarte bun împotriva Dunei Brăila. O să fiu acolo să le susțin și sper să ne aducem cu o victorie frumoasă. Este un meci decisiv și îl vor urmări cu sufletul la gură. Sper să câștige mâine și să scape de emoțiile barajului. Un meci cu miză mare. Da, foarte mare, da. Indiferent ce s-ar întâmpla, veți fi alături de ele? Da, absolut. Mult succes pe viitor și că le susținem în continuare, indiferent de rezultate. Ați fost la fiecare meci susținut acasă? Da, pentru că fetița mea practică handbalul de un an și ceva și mergem să le susținem de fiecare dată. Eu sper ca să batem, ca să terminăm pe locul 9. Că dacă batem Brăila, suntem pe locul 9 și nu mai avem emoții pentru baraj sau pentru retrogradare. Ați fost alături de fete la fiecare meci de acasă? Fiecare meci a fost și îmi place foarte mult de fete, cum s-au integrat în echipă și în special de către antrenoare. Susținătorii slătineni de toate vârstele au numai cuvinte de laudă la adresa handbalistelor antrenate de Victorina Bora. Slatina a arătat de multe ori că poate fi o echipă redutabilă de-a lungul campionatului, punând în dificultate echipe foarte bine cotate. Ați fost de fiecare dată la meciurile de acasă. Cum vi s-a părut acest campionat susținut de fetele noastre? Noi suntem o echipă mai micuță, dar mă bucur că am făcut față și dacă am avea un pic de posibilitate să fim puțin mai și financiar și vreo câteva fete mai bune, cred că am putea să fim între primele 5 sau 6 echipe în Liga Florilor. Al doilea an în Liga Florilor, cum a fost acesta față de cel de precedent? Eu zic că a fost un campionat mai bun, că am avut un pic de experiență față de anul trecut și anul ăsta am mai progresat un pic. Mie personal mi se pare că fetele au jucat mult mai bine, echipa este omogenă, au jucat mult mai bine față de sezonul trecut și chiar am observat că fetele s-au duelat cot la cot cu marile echipe sezonul acesta. Cum vi s-au părut fetele în acest campionat față de cel precedent? Mult mai bine, da. Au jucat mult mai bine. Să sperăm că câștigă și scapă de baraj. O evoluție mult mai bună și sper să continue tot așa. Noi, în orice caz, o să fim alături de ele, indiferent de rezultate. Am trecut, dacă ne-am dus la baraj, anul ăsta nu ne mai duce la baraj și putem să vedem în continuare. Și așteptăm sala polivalentă să o dea în funcție ca să nu mai stăm la bilete atât de mult. Cei care nu au reușit astăzi să intre în posesia tichetului care le va asigura prezența la acest meci mai au o șansă mâine. Începând cu ora 10, doritorii sunt așteptați la sala de sport al LPS să-și achiziționeze bilete. Pentru acest duel important, fanii au transmis mesaje de încurajare. Să lupte până la capăt și să dea tot ce pot și să câștige.